Bun găsit, doamnelor și domnilor, la comentariul zilei. Sunt Adriana Dascălu-Bulină, alături de mine în studio, invitatul permanent, jurnalistul Sorin Avram. Bună, Sorin! Bună, Adriana, bine v-am regăsit! Cu ce să începem? Cu sfârșitul. Întotdeauna cel mai bun, nu? Începem cu sfârșitul lumii, care este în municipiul Suceava. Nu mai pot, mă lase nervii, pentru că orașul arată execrabil. Eu m-am născut în orașul ăsta, am copilărit în orașul ăsta și știu cum arăta Suceava cu ani în urmă. Orașul acum este un focar de infecție. Cred că cei de la Direcția de Sănătate Publică Suceava, dacă și-ar face datoria, ar închide orașul ăsta. Pentru că așa cum merg ei în controle la școli și nu dau autorizație de funcționare decât în rare cazuri, pentru că nu e apă rece, nu e apă caldă, e mizerie în baie, e nu știu ce pe dincolo, așa și orașul Suceava. Orașul Suceava ar trebui să fie un oraș fără autorizație de funcționare. Ăsta este orașul Suceava, care arată sub orice critică. Niciodată n-a arătat Suceava sub orice critică, așa cum arată acum. Și dacă ar fi de făcut o scară așa, știi, de sub orice critică, critică să fie aici și noi să fim undeva la minus 100.000 și tindem spre minus infinit. Și am văzut și astăzi în ziare că a avut loc ieri la primăria Suceava un comandament unde au participat viceprimarii Viorel Seredenciuc și Lucian Harșovski. În fiecare marți, se țin comandamentele astea, ori le țin eu cu tine. Hai să facem noi un comandament de acum în fiecare marți, pardon, la emisiunea noastră, să nu se mai cheme cum se cheamă acum, scheme comandament. E comandament. Și eu vin cu haina asta, cu cămașa asta militară, da, în termen. De general mai pui degradat. Și o șapcă, ceva, mai pun și căciula aia de miel pe care o aveam în spotul, da, ăla și facem comandament, eu cu tine. Și spune, domnilor constructori, dar nu se mai poate așa, domnule. Hai, faceți treabă că nu se mai poate așa. Și eu zic că da, nu se mai poate și să facă tot. Dar în stradă nu se simte. Nu se simte absolut nimic. Deci ori facem noi doi comandament, ori se face la primărie, fac cei doi viceprimari întâlniri cu firmele constructoare, sunt rezultatul este același. Dacă s-ar fi întâmplat ceea ce se întâmplă acum în Suceava în timpul regimului comunist, eu nu sunt fan al regimului comunist, dar din nefericire mai trebuie să fac astfel de paralele, câțiva indivizi ar fi fost în pușcărie. Mă refer la cei care coordonează șantierele, la patroni, la directori sau ce sunt, ar fi fost efectiv băgați în pușcărie și nu ar fi arătat niciodată. Țin minte când eram copil că s-a tras când s-a înființat cartierul Opcine ca să facem industrializare cu forțată, s-a tras o conductă de apă și canalizare și apă caldă și dita mai conducta prin Arim, pe acolo, prin centru. Păi lucrările, în primul rând, că au durat foarte puțin și s-a lucrat, nu era așa mizerie cum este acum. Și toți spun, domne, că de fapt nu primăria, așa este, este o firmă, Eptisa, parcă se cheamă, din Spania, care se ocupă de aceste lucrări. Bun, firmele astea le mai amendează sau nu le mai amendează, că Dumnezeu știe ce este acolo. În primul rând, vinovatul principal este inspecția în construcții. Noi am scris în jupânul de astăzi că există o astfel de instituție, poate puțină lume știe că există o astfel de instituție, condusă de un domn Sabin Adrian Drăgan de pe la Vatra Dornei, care a ciuat la Suceava de mult, el tot șef a fost și parlamentar, care nu face nimic. Adică inspecția în construcții, în loc să meargă să-i dea de pământ pe ăștia de la firme, nu face nimic, este principalul vinovat. După aia legislația. Legislația este vinovată. Cum adică eu sunt beneficiarul lucrărilor și este o firmă care se ocupă de lucrări? Nu înțeleg asta. Bun, acceptăm, este o firmă. Dar lasă-mă pe mine, primărie, să-i dau un cap firme respective. Eu n-am auzit ca primăria Suceava să-i dea șuturi în dos firme ăsta, consultantul Eptisa, pentru că nu îi strunește pe oamenii ăștia. Și că e legislația. Dar legislația, cine, Doamne iartă, o fac? Să fac eu cu tine legislații? Bun, marța facem comandament și miercuri facem legislații. Păi iau, dar pe toți, iau pe toți ai lor, că partidul lor, cu partidul lor la putere, să schimbe legislația și să fie niște măsuri aspre acolo și cu banii și cu lucrările și cu tot. E o bătaie de joc continuă și toată lumea ridică din numeri. Unde, dar unde naiba să mergi? La CEDO, la IRA, să aduci IRA aici, să aduci gruparea teroristă bască, IETA, ce să arunci orașul în aer. Orașul ăsta trebuia închis să ne mutăm și trebuie toți închis să ne mutăm și când ori să, și să ne anunțe. Noi plecăm pe unde avem rude. Unul la țară, la Plopeni, unul la Dolhasc, altul la Constanța, la Craiova, la Târgu Jiu, să plecăm toți din orașul ăsta. Știi? Și când va fi gata peste 100 de ani,
Să ne dea cineva să ne cheme, să ne repatriem. Să ne dea un SMS măcar. Să ne dea un SMS, că la SMS o răspundem, nu suntem ca el de la Ozon. S-a deschis orașul. E o infecție, un oraș tip infecție ăsta. Da, hai să înveselim puțin nota. Da, cu ce să o înveselim? Cu știrea de la Petru Mușat, cu absolvenții. Da, foarte frumos, felicitări absolvenților, o să mai fie absolvenți. Un eveniment deosebit, nu? Eveniment deosebit în viața fiecărui adolescent, absolut, da. Că toți ne aducem aminte cu plăcire de anii de liceu, foarte frumos, felicitări absolvenților. Pe vremea noastră nu erau chiar așa de deosebite aceste festivități. Da, depinde de la caz la caz, dacă nu făcea școala ne deosebeam noi seara. Da, găseam noi alte. Ne deosebeam noaptea, de dimineață ne era rău, nu mai știam pe unde ne e, așa de tare ne deosebeam. Am observat că domnul Harșovski a absolvit cursurile grupului școlar numărul 2, colegii Petru Mușat. E faptul că domnul Harșovski este viceprimar și a fost astăzi la festivitate, e un lucru foarte important pentru toți absolvenții. Acum toți cei care au terminat a 12-a, măcar au în suflet speranța că într-o zi vor ajunge și ei viceprimari. Dacă măcar nu la Suceava, că sunt locurile ocupate, poate la ei, din localitățile în care sunt, și în cinstea domnului viceprimar Lucian Harșovski, să nu mai spună colegiul tehnic Petru Mușa, să-i spună colegiul viceprimar Lucian Harșovski. E o propunere, dacă se acceptă. Îți mulțumesc foarte mult, Sorin. Doamnelor, domnilor, aici se încheie comentariul zilei, numai bine.